Deci, 100A minus 10A cât face, Ștefania? 100A minus 10A? Păi... 90A. Dintr-o 100 de aldească dăm pe 10A, face 90A. 90 de aldea. 90A. Plus 10B, așa este? Da. Plus 10B, plus C, este egal cu 179, plus 100C, plus B. Bun. Ce propuneți voi din ambii membri cât se mai scade acum? Un B. Un sigur B. Deci scădem din ambii membri minus un B. Și atunci vine 90A plus... Hai să scădem deodată. Din 10B scăzut B-ul acela face 9B. Da. Plus C. Așa vorbește Ștefania, 179. Plus... 100C plus B minus B. Nu vreau să mai scriu, da? S-a terminat cu asta. Ce mai putem scădea din ambii membri? Am putea scădea... Un C. Da, un C. Un C, Cristina. Da. Se vede C-ul și aici, și aici am 100C. Deci scădem din ambii membri minus un C. Și identitatea devine 90A plus 9B, da. Foarte bine, egal deodată, cu 179 ori C. Plus 99 ori C. Ei, dragilor, acum trebuie să găsim un A. Cine să fie A? Cine să fie B? Cine să fie C? Care să, după înlocuire, să aibă loc relația asta. Ar putea fi un 0, un 0 și un 0. Păi dacă pui 0, 0 și 0, din 79 egal cu 0, nu se poate. De unde să dăm factor comun pe 9? Trebuie 90, deci scădem... Stai o secundă, el vede un 9B, un 90 și 99C. L-am putea scoate în factor comun pe 90. Hai că el are o idee, am să încerc să folosesc ideea asta lui. Deci el are o idee interesantă. În prima parte. Și anume... ar vrea să scoată un 9 de aici. Da? Adică dar eu merg pe varianta să-i duc pe toți în stânga cu albi 9. Adică să scădem un minus un 99C din ambii membri. Minus un 99C din ambii membri. Și identitatea devine 90A. 90A. Plus 9B. Egal cu... minus... că scădem din ambii membri, minus 99C, minus 99C, că scădem din ambii membri, egal cu 179 și 0 ar veni, că 99 minus 99 face 0. Echivalent, ia să vedem șmecheria. Acum a spus el mai devreme, lasă-mi, că trebuie să le iau din nou, mulțumesc frumos. Acum e momentul tare când el a observat că poți să scoți în factor comun un 9. Că și 90 are încorporat un 9. Și aici un 9 și aici un 9. Adică, hai să o luăm mai ușor. În loc de 90 pot să spun 9 ori 10. 9 ori 10 A. Plus 9B lăsăm. N-avem ce face. Plus minus 9 ori 11 C. Egal cu 179. Da? 9 ori 11 C egal cu 179. Și acum ochiul vede, e chiar bucuros ochiul nostru. De ce? Că vede pe 9 comun. Scoatem pe 9 factor comun, da? Și vine 9 pe lângă. Ce rămâne în paranteză? 10A. Plus un B. Unul ori B. Adică B. Plus C. Atenție! Plus 11C. Minus este. Minus 11C egal cu 179. Ce exerciție frumos. Foarte tare, foarte interesant. Deci 9 oriceva egal cu 179. Îl înmulțim pe fiecare. Dacă îl înmulțim, ne întoarcem la noi. Pe 9 în partea cealaltă. Nu, atenție. Ca egalitatea să fie deșteaptă. 9 oriceva egal cu 179. ar trebui ca 179 să se împartă la 9. Ia să vedem, 179 se împarte la 9. Păi nu, și de zic că în loc de 7 era 8. Era 189. Abia acum ne dăm seama. Acum ne dăm seama. Că e 9 ori ceva să facă 179. 9 ori cât să facă 179? Niciodată. Fiindcă 179 nu se împarte la 9. Da. Și acest număr nu este multiplu de 9. Da? Nu e multiplu de 9. Cum este în stânga, că e 9 ori ceva. 189. Deci, 189. Deci spuneți, greșit. Greșit. Aici trebuie să luăm un număr multiplu de 9. 189. 189, 1 și 8, 9 și 9, 18. Sigur că da. Deci, numărul corect pe care putem lua este 189. Sau un alt număr. Dar trebuie să fie neapărat multiplu de 9. Și acum zicem 9 ori, toată lumea scrie, 9 pe lângă 10A plus B minus 11C egal cu 189. Care se împarte la 9, deci totul se împarte prin 9. Și atunci vine 10A, că dacă împarțim pe 9, 9 se duce, 10A plus B minus 11C este egal cu 9 în 18 de 2 ori, 9 în 9 odată, cu 21. Multiplu de 7. Eee, și acum zicem, cât să fie A, care e mulțit cu 10, și pe aduna cu un B, și minus 11C, se facă 21. Deci noi trebuie să găsim acum tripletul, A, B și C, încât să fie treaba asta deșteaptă. Păi noi, fiindcă dacă punem orice cifră la 10A, ne dă 100 plus un B minus 11C. Deci A-ul cât poate să fie cel mult? Atenție că A, B și C sunt cifre. Poate fi cel mult 11. Deci, nu poate să fie 11, nu e cifră. ABC a fost cifră aici. Deci spunem și noi. A, B, C, cifră în baza 10. Adică ABC aparține mulțimii de la 1 până la 9. Da? De la 1 până la 9. Și începem analiza. Zicem, dacă A egal cu 1, deci dacă A ar fi 1, atunci ieșitul ar fi în felul următor. Ce ar deveni? 10 ori 1, așa ar veni? 10 ori 1 plus B minus 11C trebuie să facă 21. Dar 10 ori 1 îi face 10. E de parcă ar spune echivalent cu B 10. Hai să scădem un 10. Din ambii membri scădem un 10. Deci minus un 10. Și 10 minus 10, aici rămâne numai B minus 11C. B minus 11C. Să facă 21 minus 10. Cât face 21 minus 10? 11. CB și CC se pun încât la înmulțirea asta să dea la calculul care să facă. 0. C-ul să fie 0. Dacă C-ul este 0, vine B-ul să fie 11 și nu se poate. Da. Dar putem să zicem dacă C-ul este pe B, pe cine? Pe B, da. A, e minus. Păi minus? Eu cream plus. No, atenție, e minus, da? Dacă era plus, mergem cu 0. Atenție, suntem atenți, da? Există vreo pereche B și C care înlocuit aici să facă 11? Să putem dovedi asta. Păi B poate fi 21. Cât? 21 poate fi B. B-ul nu poate fi decât până în 9, mă. Nu e cifră. Deci B-ul nu poate să fie mai mult de 9. Maxim 9. 9 scăzut 11 mulțit cu ceva face 11 vreodată? Trebuie să dovedim asta. Ba da, se poate numai dacă facem cu virgulă. Nu, că sunt naturale, mă. Sunt cifre, mă, 1, 2, 3 până la 9, Darius. Deci... Adică ABC este, de exemplu, numărul 398. 398, deci cifre, da? Deci sunt cifre, nu cu virgulă, nu cu nimic, ci cifre. 0, 1, 2, 3, 0 până la 9. Mutăm pe minus 11, ce mutăm în partea cealaltă. Adunăm plus 11, ce în ambii membri, 11 ce adunăm în ambii membri, și devine relația egal cu B egal, că 11C cu minus 11C nu mai e nimic, egal cu 11, care era aici, plus 11C. Echivalent. Că B-ul este egal. Ce putem face aici din ăștia doi? Factor cu B. 11, da? Da. Vine B egal cu 11 pe lângă 1 plus C. Cum să fie când B-ul e mai mic ca 9? Cum să fie B-ul egal cu 11 oriceva? E o prostie. Deci fals. Fals. Adică cu A egal cu 1 nu merge nimic. Mergem mai departe. A egal cu 2. Pentru A egal cu 2, relația devine. Deci ne ducem în relația pe care o avem noi. Unde o avem? Aici. Și în loc de A punem 2 copii. Și avem 10 ori 2. Deci 10 ori 2 plus B minus 11C egal cu 21. Echivalent cu 20. Deci vine 20 plus B minus 11C egal cu 21. Scădem din ambii membri pe 20. Da? 20 ăsta. Și echivalent. B minus 11C egal cu 20 minus 21. 21 minus 20, 1. Adică cât să fie B din care să dăm 11C și să facă 1? Egal cu 10. Dar n-are voie. Cine? B-ul să fie 10? De la 9. Până la 9. Cât să fie B-ul și cât să fie C-ul, încât să aibă loc egalitatea asta. 9 și ar da 2, dar mai cum? Trebuie să fie minim 10 ca să fie 1. C-ul este, B-ul să fie 1 și C-ul 0. Exact. Deci dacă B-ul e 1 și C-ul este 0, vine 1 minus 11 ori 0, 0 și face 1. Deci iată că am găsit o pereche. B egal cu 1 și C-ul egal cu 0. Și numărul care este în condițiile astea? Numărul căutat este 2 puncte. A2, deci 2, B1 și C0. 210. Deci numărul căutat este 210. Dar am găsit 1, că am înaintat cu A-ul până unde? La 2. Până la 2. Mergem. A egal cu 3 acum. Cercetăm. Până unde ne ducem cu A? Până la 9 ne ducem cu cercetarea. Să vedem ce se mai întâmplă. Ce zicem acum? Zicem, Ștefania, te rog. A egal cu 3. Și atunci vom avea 10 ori 3. 10 ori 3. Plus B minus 11 ori C egal cu 21. Echivalent. 30 plus B minus 11C egal cu 21. Scădem 20. Numai 21 cel mult. A, da. Putem scădea 21 din ambii membri, da? Deci scădem 21 și devine acum. Și 30 minus 21 face 9. 9 plus B plus 11C egal cu 0. Adunăm pe 11C în ambii membri. Deci plus 11C. Puteam să o dăm deodată. 11C ca să nu mai fie cu minusul acela, că tot ne încurcă. Dar o facem acum. Și vine 9 plus B egal cu 11C. Ce să pun? Și ce B care să aibă, să-mi ofere șansa C-ul și B-ul până în... Unde este C-ul și B-ul până? Până 9. A trebuie să fie cu A egale, nu? De ce? Este același A, da, același A și aici. Și mai repede că același număr. nu este aceeași lume care este CAB. El zice că ABC poate fi scris ca CAB, adică ce să fie 0, inversăm numerele. Păi, aici este 0, dar am lucrat aici. Deci toată traducerea de aici, Paule, tot ce înseamnă relația asta, am dus-o în echivalent aici. Ori pe aceea de acolo, Paul, ori pe asta, e tot una. Pe mine nu mă mai interesează relația aceea, am prelucrat-o. Nu, nu, cred că mai fi 101,79 este egal cu 1,79. Dar ABC cu CAB, AU trebuie să fie același număr. Păi, Paule, deci ABC, noi ce am găsit aici? 210. 210 satisface asta. Deci, dacă mă duc acum, vrei să te conving așa? Uite, te conving acum, că am muncit degeaba. De încolo din matematică. Deci, tu ce spui tu acum, pui sub semnul întrebări că acest număr n-ar fi bun. 210, da? Deci, acest număr... Dar de ce spui ABC și să-l iei pe A1, B7 și C9? Este abuz. Nu te duci așa, n-ai niciun motiv. Deci nu ai niciun motiv să gândești așa. Și că numărul care l-am găsit eu, 210, noi am găsit așa. K-ul este cât a spus? 2. B-ul cât a găsit, Ștefania? B-ul 1 și C-ul 0. Și el, Paul, ridică acum o problemă și sare la gâtul meu. Vedeți cum e așa? Și spune, nu-i corect ce faceți. Și vreau să-i arăt că e corect. Acum, uite, Paul, ce fac. Zic, 2, atenție, nu? 2,10, da? 2,10, da? 2,1 minus CAB. C-ul cât este? 0, AB. 0,21. Din 2,1, dacă scădem 0,21, eu zic că îți face 1,79. Ia să facem, mă. Ia să vedem. 2,1 minus 0,21 este egal. 1 din 10, 9. 2 din 10, 8. Și aici, în loc de 2, când am împrumutat, e 1. Cât mi-a dat? 1,89. 1,89. De ce 1,89? Trebuia 70. A, mă, că noi am locuit. Da. Nu mai este relația cu 79. Fiindcă nu-i corectă. Fiindcă a fost dată prost, nu? Între timp l-am modificat. 1,89. Și ai văzut, Paule? Și ai văzut, Paule, că e. 189, dar cum merge? Cum? Adică de la 189 acum ies unele corecte. Da? De acum ai ieșit și merge corect. Da, da. Deci noi am uitat să modificăm și aici. Da? Deci ieșitul corect este cu 1,89. Deci de asta Paul zicea că nu-i corect. Nu, nu de asta. Nu, el s-a agățat să de mine așa, că îi place lui să mă chinuie. Să fie... Dar hai să ne întoarcem aici. Gică contra, da. Nu, dar îți contra, da? Da, am dat. Hai să vedem aici. Ne întoarcem la ieșitul. Ce pereche de B și C să găsim care să satisfacă relația asta? Dați-mi voi un B și un C deștept. Care să-mi facă treaba. Hai să mergem după ce. După ce. Dacă C-ul este egal cu 0, atunci poate fi B-ul 2. Poate să fie 0. Da, păi 11 ori 0 face 0. Deci relația devine atunci. 9 plus B egal cu 0. Nu se poate. Nu se poate. Dacă C-ul e egal cu 1, atunci rezultă că avem 9 plus B se facă 11 ori 1, 11. Care e B-ul ca să facă 9 și cu cine se facă 11, Cristina? 9 și cu 2. 2. Deci B-ul egal cu, se vede că B-ul egal cu 2. Deci am găsit B-ul. Am găsit o altă tripletă. A-ul 3, B-ul 2 și C-ul 1. Deci, în momentul de față, mai avem un număr. Deci, numerele căutate sunt în mulțime. Hai să zicem așa, mulțimea mare e formată din 210. Acum, 321. 321. Și vedem în continuare ce am mai găsit. 430 și nu știu cât. Cred că se cam repetă 210. Deci, tu observi adunate câte unul de la fiecare de... Deci vezi o translație. Aha. Da? Deci 2 vine 3. Da? 2 vine 3, 1 vine 2 și 0 vine 1. Și acum bănuiește că ar fi, după rețeta asta, 432. 432, dar n-are niciun motiv temeinic. Da? Deci este o simplă observație care trebuie foarte bine analizată, pentru că noi am făcut cu A egal cu 3. Fiecare cu 111. Așa pare. Așa pare, da. Dar n-am motive acum să justific chestia asta, adică dacă mă duc la cine, Cristina, la cine trebuie să mă duc acum? La A3, la egal cu 3. Am făcut pe A3. A egal cu 4. Deci mergem și analizăm varianta cu A egal cu 4. Și ce devine gheșițiu pentru A egal cu 4? 10. Deci pentru A egal cu 4... Vine 40, nu? Da. 40 plus B minus, sau egal deodată, egal cu 11C plus 21. 11C plus 21. Pe 11C l-am trecut dincolo ca să nu mai chinuim mult. Scădem în 21 din ambii membri. Minus 21. Adică ăsta cel mai mic. Și din 40 scăzut 21 cât rămâne? Rămâne 19. 19 plus B este egal cu 11C. Cât să fie C-ul care să înceapă să-mi dea mie șanse? Ce o să luăm 1? Cristina, ești atentă? Da, da, da. Da? Pentru C egal cu 1, egheșițiul devine 19 plus B egal cu 11, nu? 11. La 19, dacă mai pun un B, faci 11 vreodată? Nu. Deci de unde se înceapă? Cu C-ul 2. Pentru C egal cu 2, am că 19 plus B egal cu 11 ori 2, 22. Deci 19 plus B egal cu 22. De unde B-ul cât este? 19 și cu cine să facă 22? 19 și cu 4 nu fac 22, și cu 3. 19 și cu 3 fac 22. Deci de aici se vede că B-ul e egal cu 3. Da? Iar C-ul cât este? 2. Și anume numărul care este. Acum e B format 4, 3, 2. 4 și 3, 2. Ce-ai intuit? Dar abia așa trebuie argumentat. Deci faptul că e intuit era doar un motiv pentru ca să cercetăm. Atenție copii, nu ne permitem să spunem că intuiția noastră lucrează perfect. Doar ne ajută să și verificăm acolo. Așadar, hai să mai facem puncte. Vă las pe voi să cercetați pentru A egal cu 5, cu 6, cu 7, deci a rămas A egal cu 5, A egal cu 6, A egal cu 7 și A egal cu 8 și cu 9, da? Și numerele sunt acestea. Se pare că are dreptate. Uita cum te numești. Daniela. Daniela. Daniela are dreptate. Observați, este spectaculos ce se întâmplă. Nu? Părinții participă cu drag la lecție. Dragilor, Daniela este mama lui Cristina. Și trebuie să o sunăm pe fata aceea ca să-i spunem să facem lecția ei. Da? 5. Cât? 5. 4 și 3. 543, apoi 654 și completați cu 987. 987. Cât cifre înapoi, da? Care au fost noutățile? Cât ne va suna, că noi, nu noi o sunăm pe ea, ci ea ne sună pe noi. Deci fetița sună. Sună-ne acum, dacă vrei, da? Așa. Dacă urmări lecția noastră. Între timp, noi să facem următoare chestii. Deci a fost noutate și am avut foarte multe lucruri interesante. A fost vorba de mulțirea cu 10, împărțirea cu 10, cu virgulă, am mutat la stânga, la dreapta. Eu mi-am pregătit terenul ca să mă apuc de gheșițul ăsta. Deci, eu mă puteam apuca de gheșițul spunând așa. iată cum spuneam, ABC supra 100, minus CAB supra 100, egal cu 71 supra 100, pe 100 ștergem și, din păcate, colegii mei n-au răbdare la clasă să facă acest lucru temeinic și să o facă ușor, ușor, pentru a se înțelege gheșițiul. Dacă o facem forțând nota și fără să facem acest lucru, da. Mulțumim, acum. Ștergem în tabla? Da, ștergem în tabla. Alo? Alo? Bine, să dai calculatorul mai încet, să dai sonorul de la calculator, ca să ne putem auzi. Dă-l pe mute. Dă calculatorul pe mute. Poți să mă duc puțin până la oameni? Da, te rog. Hai, da. Și acum poți să enunți la telefon, eu te pot asculta, enunță tema ta și ne apucăm de lucru. Bine. Da? Deci, nouă ni s-a mai întâmplat asta, să fim sunați din țară și să încercăm să facem lecția în direct. Da? Tema ta, să vedem ce întrebări ai tu la lecția de zi. Așa. Spune-te, rog. Rezolvați ecuațiile, da? Cum sună? Te rog. (2,5x) Da? Cum? Da, minus, am pus. Uite-te și la tablă. Vezi ce scriu eu. 1,3. Da. Da. (1,2). Bun. Acum, cum ai gândit, cum ai încercat să faci gheșițul ăsta? Te rog. Eu m-am gândit că mulțumesc după 2x. Am zis să dai calculatorul pe mute, ca să nu se mai audă, că ai microfonie. Alo, mă auzi? Bine. Ce ai spus că mai ai după 1,2? Ce mai ai? Uite-te pe tabla mea și spune-mi dacă mai ai ceva descris acolo. Deci 1,2x. Da. (1,3). Deci am să repet. Uite de pe tablă dacă am scris corect. Deci 2,5x minus 1,3 egal cu 1,2x plus 1,3, da? Da. Bine. Ce greutăți ai tu aici? Care, în ce constă dificultatea? Cum te-ai gândit tu să faci? Nu înțeleg cum să le calculez. Deci nu înțelegi nimic în momentul ăsta. Dar hai să vedem așa. Dacă ar fi fost, eu am să iau de desubt așa. 25x minus 13, deci 25x minus 13, egal cu 12x plus 13. Așa? Ai încercat să rezolvi asta dacă n-ar fi cu virgulele astea? Alo? Alo? Ei, așa ai încercat să faci? Deci 25x minus 13 egal cu 25x plus 13. Te-ai putea descurca? Nu. Zi nu. Mă mai auzi? Nu te-ai putea descurca. Hai să facem așa. Adunăm în ambii membri 13. Deci adunăm pe 13 și în stânga și în dreapta. Și egheșițiul devine echivalent cu 25x plus 13 minus 13 e 0, deci plus 0, că 13 scăzut 13 face 0, egal cu 12x plus 13 și cu 13 fac 26. Deci am adorat pe 13 în ambii membri. Bun. Acum, scădem din ambii membri un 12x, că într-o parte am 25 și într-alta am 12. Scădem pe 12x din ambii membri și egalitatea devine 25 minus 12x, 25x minus 12x, egal cu 12x minus 12x e 0, egal cu 26. Acum, 25 minus 12x face câți de al de x? 25 minus 12 face 13x. Că din 25, dacă scădem 12, din 13x egal cu 26. De unde 13 oricât să facă 26? Ori 2. Ori 2. Deci rezultă că x egal cu 2. Da? Hai să facem și verificare. Încă o dată, atenție multă. Tu te numești cum? Cum te numești? Auzi? Cum te numești? Alina. Alina. Deci important. Cum? Adina. Adina. Gata, am înțeles. Adina. Da. Adina. Florentina. Hai să facem. De la Adina, Florentina și așa. Florentina, urmărește-mă. Dacă ai fi avut 25x minus 13 egal cu 12x plus 13, ar fi mers așa exercițiul. Deci așa ar fi mers și x egal cu 2 este soluția ecuației acelea. Din păcate, tu ai cu numere zecimale. Dacă însă aici ai fi mulțit toată egalitatea cu 10, deci de la un cap la altul cu 10, 2,5 am făcut mai devreme. 2,5 înmulțit cu 10 vine 25. 1,3 înmulțit cu 10 face 13. 1,2 înmulțit cu 10 face 12. Și 1,3 înmulțit cu 10 face 13. Deci, ideea este să scăpăm de virgule înmulțind de egalitatea în ambii membri cu 10. Așadar, Florentina, trebuie să spun că exercițiul acesta este la îndemână după ce ai înmulțit cu 10 în ambii membri. Și în stânga și în dreapta. Și atunci e scăpat de virgulă. Ai totul numai cu numere întregi. Iar de aici încolo este o treabă foarte simplă. Pentru că ai văzut ce am făcut. Am adunat 13 în ambii membri. Și a devenit 25x egal cu 12x plus 26. Am scăzut pe 12x din ambii membri, și din stânga și din dreapta, și mi-a dat 13x egal cu 26, și de aici x-ul este egal cu 2 și terminat exercițiul. Da? Da. Paule, dacă nu ești atent, să știi că nu te mai primesc. Deci eu sunt foarte hotărât. Nu ne jucăm aici. Nu am chef să mă stresez cu treaba asta. Zi-mi, alte exercițiuri. Cât? Mai tare, te rog. 25 la 1. Mai tare, n-am auzit, n-am prins. Mai tare, vorbim. 53,1. Mai departe. Da. Plus 0,25 egal 7,15x. Da. Plus 26,9 não os existe. $745. Da. Florentina, fiindcă avem 3 zecimale, unul din numere are 3 zecimale, fiindcă unul are din ele 3 zecimale, trebuie să mulțim aici cu 1000. Deci o să mulțim egalitatea asta de la un capăt la altul cu 1000. Da. Da? Și vom avea. Și vom avea 5, 3. Când înmulțim cu 1000, va fugi virgula la dreapta peste câte cifre? Peste câte? Peste 3. Deci vine 1 și 2 zerouri. Ca să se ducă la dreapta peste 3. Deci vine 53.100x. Plus 250 este egal cu... De ce 250? Pentru că fuge virgula la dreapta... E deschis? Da, 250. Fuge la dreapta peste câte? Peste 3 cifre. Da? Peste 3 cifre. Și în condițiile astea, și de jos și de sus, pe care merge. Și în condițiile astea, am ajuns în dreapta. Și în dreapta trebuie dusă tot peste 3 cifre. Și acum va veni 7150, adică 7150x, plus 96745, adică 96.745. Și cu asta am aranjat-o ca să nu am virgule. Da? Și ce faci acum? Scazi pe ăsta, pe 7150x din ambii membri și scazi și pe 250. Și va veni 53.100x minus 7.150x este egal cu 96.745 minus 250. Deci, practic, cei cu X și-am aranjat într-un membru, ceilalți în membru drept. Și nu rămâne decât să facem scăderea asta. Iată, din 53.100 scădem pe 7.150. Vedem cât ne dă, facem și scăderea acolo și de unde X va fi egal cu nu știu cine merge de aici încolo. Modelele tale de gheșițiu sunt acestea în varianta în care scăpăm de zecimale. Noi am făcut asta, dacă îi urmări lecția noastră mai devreme, am făcut chiar asta, înmulțirea cu 10, 100, 1000. Și am spus, prin înmulțirea cu 10, 100, 1000 se mută virgula la dreapta peste 1, 2, 3 cifre. Și la împărțire se multă spre stânga. În cazul nostru noi numai cât înmulțim. Dar de unde știm să înmulțim cu 1000? Pentru că vedem unul din numere, un număr, are 3 zecimale. Și ca să scăpăm, trebuie să mutăm peste 3 zecimale. Deci de aceea mulțim cu 1000. Iar de aici încolo intrăm în calculul cu numere naturale la îndemână. Sigur că pe modelul ăsta, cu ieșițul ăsta așa, vându-l pe ăsta rezolvat. Ăsta l-am dus la jumătate, te poți duce foarte ușor și rezolvi mai departe. Noi ne grăbim că trebuie să intrăm cu clasa a 4-a. Nu mai avem timp. La revedere! La revedere! Like și share! Așa. Sinteza zilei. Orei, sinteza. Da, sinteza orei se face pe ele. Sinteza orei, să zicem aici. Ce am făcut aici? Hai să ne amintim. Fracții decimale. Deci, fracții. Fracții decimale. Numere decimale. Da. Împărțire și probleme. Operații. Cu fracții decimale. Da. Operații cu fracții decimale și numere. Da. Cu fracții și cu numere decimale. Operații. Ecuații. Am făcut și divizibilitatea prin simplificarea aceea. Divizibilitate. Criterii de divizibilitate. Da, divizibilitate, criterii de divizibilitate. Ecuații. Astăzi este ecuații. Ecuații cu coeficienți, numere decimale. Cam asta am făcut. La revedere, dragilor! Pe curând. Mâine, dacă cumva veniți, nu uitați. Cine poate veni mâine? Eu. Mâine e joi. Mâine e joi. Tu nu poți veni, știu.